слушате, ама што слушате, тоа не помош сам друг. Да, си. Sunt în stare de ebrietate, să fac problema. Am mai spus o dată ce este să nu vă jignesc. Și mi s-a spus că nu le putem duce în sală, trebuie să le aducem, să le lăsăm aici cu restul materialului. Am intrat împreună cu domnul Ivan, am intrat în sală. După 10 minute am ieșit, eu m-am gândit, zic, să vezi că ăștia o să le fure. După 10 minute, efectiv, s-a întâmplat exact acest lucru. Adică toate cele... au mai rămas în această cutie, 3 cutii au dispărut complet. Și am rămas în această cutie, dar am mai lăsat, așa, în bătaie de joc, 2 exemplare din broșura mică și un exemplar din cartea mare, e cartea mea, mi-am dat o fumă dintre organizatori aici, cu exemplarul meu pe care l-am avut aici. Evident, în 10 minute, au dispărut în sală, dacă o să mergeți, din 200 de exemplare, nu e niciuna. Iar în legătură cu numărul exemplarelor, am martor, le-am dat din Sfântul Gheorghe, poate să vină să-ți spună, da, au fost 100-150 și mai departe. Ei ne-au lăsat aici. Ei ne-au spus, doamne, nu puteți să lăsați, nu lăsați aici. Și le-am lăsat aici și, evident, au dispărut imediat. Ei se spune că materialele lor să fie și au fost de acolo. Au fost două materiale aici, cutile au dispărut. În sală nu e nimic îngolțit, deci nu o să găsiți în sală, sunt aici, nu o să găsiți 200 de exemplare, nici măcar 10 exemplare. Eu vreau. Persoana domnișoara cu ochelari, se ia măsat ăsta și maestrul domnișoara înăuntru, de la organizatori, înăuntru, care a venit și a pus pumea la gura, că nu, că nu putem să o șocăm. Deci dacă permiteți, totuși. Nu înseamnă și-a întâmplat, nici sunt președinte de Constituție Țara Vlasna, unul dintre organizatorii de acestui eveniment internațional. Este vorba aici despre un congres al autorităților locale cu sediul la Strasbourg. Deci, domnul Dan Tănase, nu este membru al acestui congres, nu a fost invitat, însul, desigur, conform uzanțelor internaționale, s-a înscris ca și participant la acest congres. Însul, precum a expus, a adus aici materiale și a fost indicat să punem pe lângă celelalte materiale, în antreul. Nu, acolo. În antreul, dacă îmi permite să virgul, în antreul. Deci în față, se precizează acolo, cu exactitate. Acolo. Și nici eu nu m-am vrut. Deci, nu sunteți la antreul 3, nu în antreul. Am depus aceste materiale și desigur, desigur. E rând, nu ziceți adevărul. Și eu am fost încălută din el. După voința participanților care au luat. Și acum, domnul Lucaci, aș vrea să mă autodenunț, că am și eu un exemplar din acest material și probabil au și alții. Și pot să vă arăt chiar poze că am făcut pe parcurs și înăuntru conferinței, la puteți, desigur, din ce n-ați să participați, și la recepție aici, și la recepția hotelului, la înregistrări. Avem și acum expuse aceste materiale. Doar ca o completare. Doar ca o completare, ca să vedeți ce succes mare au avut materialele noastre la această conferință. Deci 4 cutii în 10 minute au ieșit 4 cutii. Nu pot să mă bagă, a spus să nu ne întrebe. Deci în 10 minute au ieșit maxim 5 oameni din sală în cele 10 minute. Au dispărut 4 cutii cu materiale, iar cele ale UDMR-ului despre cât de rău e statul român, sunt încă aici, nu le-a luat nimeni. Deci, înseamnă că am avut materiale bune. Am avut materiale mult mai bune decât ale UDMR-ului, pentru că au dispărut inclusiv cutiile. Întâmplător au dispărut. Deci unii probabil au fost aici interesați, în cât au luat cu cutii. Au zis, hai să ne vedem toate la... Și ca reprezentant al statului român, domnule președinte Consiliului Județean, mi se pare normal la o subvenție internațională, sigur, asta este altă dezbatere, să prezentați aceste materiale cu minciuni defăimătoare la adresa statului pe care le prezentați, e altă discuție. Dar acum, domnii polițiști au venit ca să discutăm despre materiale furate, dar aceste materiale vor fi luate cu mine la... Înainte să vă cunoaște despre conținut, dar trebuie să citiți. Păi dacă eu am citit ținutul secuiesc, asta află invitații... Ați avut cum citiți să domnul Ivar, nu știu că și decizia CNCD, care decizia CNCD, în care domnul Tamea Sandra a fost condamnat pentru discriminare. Asta trebuie să o citesc. Deci, eu cred că trebuie să vedem unde sunt mai bine. Despre materiale. Da, despre materiale. Nu. Hogy felszólaljon ezen a pont
konferencián belül. A román delegáció vezetője a kongresszusban Ludmila Szurlága, megyei önkormányzati alelnök Prahova megyében, ahogy önök is látták, be volt írva a megnyitóba, részt vehetett volna és elmondhatta volna a véleményét. Hogyha a delegáció vezető javasolta volna, és szerette volna a román álláspontot is képviselni ezen a konferencián, bárkit, a tisztelt jelenlévőket is javasolhatta volna előadónak bármelyik panelba, és 5 percben civilizált körülmények között elmondhatták volna a véleményét. Ők ezt választották, hogy provokáljanak, idejöjjenek, és próbálják a hangulatot rontani. De igazából magukat mutatják be a nemzetközi meghívottjainknak és a sajtónak. Ennyi röviden a